Potrivit unei surse de rang înalt din serviciile de informații ruse, riscul unei lovituri de stat împotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare săptămână de război. Haosul și nemulțumirea au pus stăpânire pe serviciile secrete din Rusia după invadarea ratată a Ucrainei. Conform Digi24, președintele Vladimir Putin se confruntă cu riscul unei lovituri de stat chiar din interiorul cercului său de putere. Riscurile pe care și le asumă agenții secreți când au astfel de informații este un semn al furiei lor crescând față de Putin și al nemulțumirii față de efectele pe care sancțiunile le vor avea asupra agenților FSB, care nu vor mai putea merge în vacanțe la vilele lor din Italia și nu își vor mai putea duce copiii la Disneyland Paris. Timp de 20 de ani, Putin a creat stabilitate în Rusia. Ofițerii FSB, polițiștii, procurorii, oameni din interiorul sistemului au dus o viață bună, dar acum s-a dus totul. Acești oameni și-au dat seama că războiul este o catastrofă pentru economie, pentru umanitate. Ei nu vor să se întoarcă la Uniunea Sovietică. Posibilitatea unei revolte a oamenilor din serviciile secrete crește cu fiecare săptămână, cu fiecare lună în care acest război continuă, a declarat Vladimir, care din 2015 trăiește în exil în Franța.